Nu există o limită, important este să ne încurajăm oricând este nevoie de un roman polițist. Trebuie să încerc să îmbin utilul cu plăcutul, că trebuie să fac și pe una și pe alta. Hello! Salutare, salutare! Ce faceți? M-am gândit ca pentru astăzi să vorbim puțin despre cărți și nu despre orice cărți, ci despre 23 de cărți pe care vreau eu să le citesc în 2023. Pentru că mi s-a părut că este foarte catchy, așa, știți, să aleg 23 de cărți. Acum, în anul care a trecut, am citit 45 de cărți. Unele mai subțiri, altele mai groase, whatever. Anul ăsta mi-am propus să citesc 52. Având în vedere că am niște planuri destul de mari de schimbare, este foarte greu să ating obiectivul ăsta, dar în egală măsură mai am book club-ul, unde la book club am două cărți pe lună, teoretic, de citit. Nu reușesc să le citesc întotdeauna, nu ajung la ele întotdeauna, nu-i problemă, nu ăsta e scopul final al book club-ului, să le citesc eu pe toate. Important este să descoperim cărți. Dacă stau și fac așa 2 ori 12, ar fi 24 de cărți dintr-un foc. Și dacă mai pun eu încă 23, se fac vreo 45 de cărți, așa, care însemna cam numărul cărților pe care le-am citit în anul care a trecut, după simplă matematică. Dacă reușesc să le citesc pe astea, eu sunt mai mult ca fericită. M-am gândit să fie un exercițiu așa de început de an, pentru că tot ne plac obiectivele, tot ne place să ne facem planuri acum la început de an și am zis că numai bine începem și povestim despre ce cărți am vrea să citim. Și rugămintea mea pentru voi este că poate mă inspirați și poate mă și încurajați să-mi lăsați și voi în comentarii ce cărți ați vrea voi să citiți anul ăsta, ce cărți trebuie, la ce cărți trebuie neapărat să ajungeți anul ăsta. Și poate să fie una, două, 50, 150 de cărți, câte vreți voi, nu contează, nu există o limită, important este să ne încurajăm reciproc să citim, că de fapt asta îmi doresc foarte tare, să ne încurajăm să citim, pentru că cititul face bine la suflet, la creier și ne îmbogățește cultura. Și am să vă zic că mi-a picat în mână chiar acum când căutam cărțile astea despre care voiam să vă zic, că mi-am adus aminte că am această carte pe care am luat-o, cred că anul trecut. Când zici cultură generală, pe mine mai câștigat, adică poate să fie o tâmpenie în cartea respectivă, dar pe mine mai câștigat. Și am să încerc să o citesc pe parcursul anului. Asta o să fie o carte bonus, să spunem așa, pe care o voi citi pe parcursul anului. Cultură generală în 365 de zile. Practic ai pe o pastilă așa de cultură generală pe o pagină. Atâta ține. Nu se întinde pe cealaltă pagină. Deci fiecare pagină individual vine cu ceva interesant. Un fel de pastilă din aia de știați că ăștia de sunteți mai tineri. Așa, nu știu dacă știți, dar noi când eram mici eram obișnuiți cu pastile din astea de știați că, ori în cărți, ori la televizor. Deci tot timpul și eu le și rețineam pe deasupra și m-am gândit că poate nu e o idee rea să citesc în fiecare zi măcar o pagină din asta și poate rămâne ceva lipit de creier. Nu știu, poate aflu și eu chestii interesante și mă mai destup și eu la minte. Și sunt diverse domenii aici chestii interesante trecute, de la arhitectură, literatură, pictură, sculptură, medicină, inginerie și așa mai departe. Sunt foarte, foarte diverse domeniile și știți cum e, se zice că cultura generală e aia care a rămas după ce ai uitat absolut tot ce ai învățat. Na, acum o vedem și noi cu ce rămâne. Și am așa, am aici vreo 13 cărți, că nu degeaba stau lângă maldorul ăsta de cărți. Astea sunt cărțile pe care le am fizic și mai am 10, o listă de 10 în telefon, pe care le voi lua pe parcurs. Dacă vor ajunge, că unele nici nu sunt traduse, sau una, cel puțin una nu este tradusă la noi și este prima, este cap de listă, este cartea pe care o aștept de anul trecut. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, cred că am făcut un tag în care vorbeam despre faptul că eu nu prea sunt la curent cu aparițiile literare, cu noile apariții și nu prea dau importanță, dar anul trecut tot YouTube-ul, tot BookTube-ul și tot Instagram-ul a avuit de o carte care este fantasy în esență, îi zice Dark Academia, pentru că este un trop foarte popular ăsta cu Dark Academia și m-am gândit că vreau și eu cartea aia, după ce am auzit că toată lumea a lăudat cartea aia, deci absolut toată lumea a lăudat cartea aia și la noi este în engleză, dar
Puteam să o iau și în engleză, nu mă deranja, doar că nu-mi place coperta. Că are două versiuni de coperți și bineînțeles aia urâtă e la noi. Da, nu putea să o ducă pe aia frumoasă. Și aștept să o traducă că poate voi pune coperta aia bună, știți? Și este vorba despre Babel. De R.F. Kuang. Repet, este Dark Academia, se întâmplă parcă la Oxford sau la Cambridge, toată acțiunea, și este un student din ăsta mixed race care ajunge acolo și dă de niște lucruri care nu sunt tocmai nu știu, să zic, normale, naturale, mă rog, se întâmplă diverse. Cert este că este fantasy. E fantasy și toată lumea care a citit-o, pe care am urmărit-o și care a zis că a citit-o, a zis că e minunată, deci o vreau neapărat. A doua carte pe care vroiam să o citesc de anul trecut, dar n-am cumpărat-o și că știți că a fost chestia aia cu, pe final de an, cu No Buy Books și da, așa a fost tot fâsul ăla și... este Până nu se răcește cafeaua, că la fel am auzit foarte multe păreri bune despre cartea asta, atât la noi cât și la cei din străinătate. Și sunt foarte curioasă dacă și eu am aceeași părere, pentru că am înțeles că este așa la nivel de interpretare. Apoi, a treia carte pe care mi-o doresc este Tot ce din familia mea a ucis pe cineva. S-ar trebui să fie un crime. Am auzit de el la Ștefania, la Ștefania Istrate, și m-am gândit că nu strică să arunc și eu un ochi, pentru că sună foarte bine titlul. Trebuie să recunoaștem, dar sună foarte, foarte bine titlul și oricând este nevoie de un roman polițist sau un crime bun. O altă carte la care n-am ajuns anul trecut și vreau neapărat să ajung, pentru că iarăși am auzit numai păreri bune despre cartea asta, este Casa din Marea Azurie. O carte tot așa cu elemente fantasy interesante, așa, care totuși te pune pe gânduri, așa. O altă carte la care vreau neapărat să ajung, pentru că are legătură cu un proiect despre care o să aflați voi mai încolo, este Minți împrăștiate, originile și vindecarea tulburărilor de atenție, de Gabor Mate. Următoarea carte este o carte super populară care este Sold Out și cum se aduce, cum se refac stocurile, cum dispare, și vreau neapărat să o citesc și eu, dar nu știu dacă o să o găsesc, sper să o găsesc. O am în variantă electronică, dar știți că nu agrez deloc variantele electronice. Este Cântul lui Ahile sau The Song of Achilles. Nu mai trebuie să zic nimic, nu? Toată lumea urlă și fetele de la Book Club care au citit-o au zis că este extraordinară, este minunată, deci trebuie să o citesc. Apoi, o altă carte la care n-am ajuns anul trecut și vreau neapărat să ajung, pentru că este pe o temă care, din ce am înțeles eu, este mai aproape așa de sufletul meu, este Apă proaspătă pentru flori. Inițial n-aveam de gând să citesc cartea asta, dar efectiv am auzit la toată lumea despre ea și cam toată lumea dădea același review, până am auzit-o pe Illico vorbind despre cartea asta, care a prezentat-o puțin altfel, adică mi-a dat niște detalii din sinopsis pe care nu le-am auzit la alte fete, și asta m-a făcut să vreau neapărat să o citesc. Deci Apă proaspătă pentru flori. Apoi Institutul de Stephen King, pentru că unul din obiectivele mele literare pe care nu le-am atins, nu mă întrebați de ce, pe 2022, era să citesc și eu în sfârșit o carte de celebru Stephen King, pentru că n-am citit Stephen sau Stephen, cum vreți voi să zice, pentru că până în prezent, da, știu, șoc și groază, n-am citit nicio carte de Stephen King, efectiv n-am citit, nu știu de ce, nu știu cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat, și am înțeles că Institutul ar fi una dintre cele mai bune cărți ale lui și zic, de ce să nu. Tot așa, în obiectivele mele literare era să citesc o carte despre Margaret, scrisă de Margaret Atwood, pentru că îmi place foarte mult de ea ca persoană. V-am zis că m-am uitat la masterclass-ul ei despre cum să scrii cărți și îmi place de mult de ea și la interviuri cu ea și îmi place foarte tare de ea ca spirit, așa, și ca persoană, dar cu toate astea nu i-am citit nicio carte și este aiurea că n-am făcut treaba asta până acum. Prin urmare, vreau să ajung măcar la Povestea slujitoarei sau orice altă carte de Margaret Atwood. Nu știu, vedem. Îmi trăi și o vedea. N-am niciuna, că n-am vrut să-mi cumpăr și n-am cumpărat niciuna. Și ultima din lista mea de cărți pe care nu le am este Adio New Orleans de
Ruta Sepeti și asta pentru că vreau să citesc, să termin toate cărțile de Ruta Sepeti. Pentru că dacă aveți răbdare, o să vedeți că mai am niște cărți de Ruta Sepeti. Apoi, din cele fizice pe care le am deja și bănuiesc că ar fi bine să încep cu astea, este Atlas și cei 6 aleși de Olivier Blake. Iarăși o carte super, super populară, tot așa un fel de Dark Academia. Am auzit multe lucruri despre ea, dar nu știu să vă zic sinopsisul pentru că am avut grijă să mi-l șterg din memorie. Imediat ce am auzit lucruri despre cartea asta, ca să nu rămân dezamăgită. Dar o carte care anul trecut a fost efectiv peste tot. Toată lumea a citit-o, toată lumea a fost înnebunită după cartea asta. Prin urmare am zis să îi dau și eu o șansă. Apoi avem Carnaval. Asta mi se pare că este, da, cartea întâia. Este o carte dintr-o serie și țin minte că am auzit ceva despre cartea asta și o aveam pe Goodreads și am luat-o așa. Asta a fost un impulse buy. Este așa, tot așa, un fel de mystery cu ceva crime, parcă, sau ceva dispariții, nu mai știu exact, dar tot așa, în sfera asta de mystery și de fantasy ar trebui să fie. Pare rău că nu sunt foarte concisă cu sinopsisurile pentru cărțile astea, dar pe mare parte din ele le-am uitat special ca să fie interesante cărțile, că așa fac. Ascult păreri despre cărți și rămân doar cu impresia că omului i-a plăcut sau nu i-a plăcut cartea. Știți? Uit exact despre ce este vorba în cartea aia, intenționat uit despre ce este vorba, ca să fie cartea fresh în momentul în care am deschis-o și în momentul în care încep să o citesc. Pentru că eu am tendința să mă uit la mai multe persoane care citesc cam aceleași genuri de cărți, ca și mine de altfel, și cărora le plac aceleași cărți, și dacă auzi, nu știu, review-uri sau păreri despre aceeași carte de 5 ori, s-ar putea să nu mai fie cartea atât de interesantă când o încep să o citești. De-aia, cumva mă forțez să uit. Deci, sorry că nu știu mai multe și nici nu mă apuc să citesc despre pe spate la sinopsisul, că multe nici nu au sinopsis pe spate, dar ca idee. Așa. O carte chiar care a fost un impulse buy pentru mine, dar care îmi sună foarte bine, se numește Arta Rafinamentului, este de la Baroque Books and Arts și este din colecția aia lor, care arată foarte bine și este foarte frumoasă cartea asta de la Baroque Books and Arts și am zis că fiind subțirică merge așa băgată undeva la mijloc. Asta este o restanță pe care am de anul trecut. Asta a fost cartea lunii aprilie, dacă nu mă înșel, anul trecut la Book Club și n-am citit-o și vreau să o citesc, că tot o am. Viața care i s-a dat. Am înțeles că este cu o fetiță care a fost cumva ținută într-un pod o perioadă, după care s-a întâmplat ceva, nu știu, a dat, fost vândută către un circ, către un carnaval, ceva de genul ăsta, nu știu ce. Așa, o să ajungem și la ea. O carte pe care trebuie să o citesc și vreau să o citesc pentru side project-ul ăla de care vă ziceam eu, că încă nu pot să vă zic nimic, dar care oricum era pe lista mea de foarte mult timp, este The Body Keeps the Score. Între timp de când am cumpărat eu cartea asta, cu un an de vreo 2 ani, a apărut și în română, să vedem dacă o găsesc în română, vă las în descriere în română, despre traume și despre traumele din copilărie și nu numai, cum îți afectează organismul, corpul, mintea și așa mai departe și cum să te vindeci în esență. Îți explică multe despre creier, despre cum funcționează creierul, psihologie, psihiatrie, chestii din astea care știți că pe mine mă pasionează. Și de-aia am luat-o de când am luat-o. O altă carte despre care a vuit tot internetul, tot internetul a vuit anul trecut. Asta, Viața invizibilă a lui Addie LaRue. Addie LaRue, care este o puștoaică care am înțeles că începe să uite lucruri. Adică, pe măsură ce face un pact cu diavolul sau nu știu cu cine, și pe măsură ce are succes și reușește să facă niște chestii, tot uită sau și rămâne tot mai singură, sau o uită lumea pe ea, da, uită lumea de ea, da, pe măsură ce tot reușește să realizeze niște chestii, uită lumea de ea, ceva de genul ăsta, că de-aia devine invizibilă la un moment dat. Sper că nu bat câmpii, adică sper că nu bat câmpii, iarăși un monstruleț de carte, să vedem cum o să fie. Apoi, ceva ce era și în TBR-ul meu până în decembrie și n-am reușit să termin, cartea lui Anem, al nouălea mormânt. Știți care e treaba cu cartea asta? Că eu am citit câteva pagini din ea. Dacă mi-aș spune câte, v-aș zice și eu.
câte, dar nu spune. Nu spune ca semnul de casă. Vreo 47 de pagini am citit din ea și nu m-a impresionat, nu m-a prins și de-aia am lăsat-o. Și, cum să zic, mi se par și niște chestii cu sute coață albă din prima la romanul ăsta, polițist. Este seria Fabian Risc, asta este al doilea volum din seria Fabian Risc, despre care vuiește toată lumea și pe cât de entuziasmată eram la început când mi-am comandat cartea asta, pe atât m-am desumflat de tare când am început să citesc astea primele pagini. Probabil că o fi și, nu știu, momentul ăsta de început, nu știu să vă zic exact, dar da, vedem, un roman polițist la care aș vrea să ajung totuși anul ăsta, ceva ce tot așa îmi doream foarte tare să citesc până în decembrie sau mai ales în decembrie, dar n-am mai ajuns. Efectiv, în decembrie am avut un reading slam urâțel și n-am mai ajuns la cartea asta și îmi pare foarte rău pentru că am început să-l citesc de altfel și este sfârșitul șoaptelor, decembrie 1989, de Ruta Sepetis, care Ruta Sepetis, v-am spus deja că este, a devenit foarte repede una din autoarele mele preferate și cu siguranță nu o să treacă anul ăsta fără să citesc cartea asta, mai ales că este vorba despre revoluția noastră. Am început să o citesc, cartea asta, și cumva nu știu, mă atingea foarte tare, adică fiind vorba despre revoluție, despre comunism, despre cum trăiau oamenii în România în comunism și știind și eu destul de multe lucruri, că n-am fost eu pe vremea aia, dar am auzit și am avut și eu părinți care au trăit în comunism și alți oameni, am cunoscut alți oameni care au trăit în comunism, cumva m-am atinge și mi-a fost cumva greu la început cu cartea asta. De am lăsat-o deoparte și după aia n-am mai apucat, că nu am mai reușit să ajung la ea, dar o să ajung, o să termin anul ăsta, trebuie neapărat. Apoi, o carte, Omul în căutarea sensului vieții, de Victor Franchi, o carte pe care am luat-o, am văzut-o la Loredana, zicea ea la un moment dat, Loredana de la Ascult și Citesc, zicea ea la un moment dat că a fost una din cele mai bune cărți pe care le-a citit ea până în punctul ăla, nu știu, cred că în vara anului trecut. Am luat-o și eu, după aia am văzut că are ceva legătură cu nazismul, cu lagăre, cu ceva, am văzut pe acolo așa în trecere niște cuvântul lagăre și nazism și a zis că supra-saturată. După care a apărut pe acea listă a proiectului, a side project-ului meu pe care l-am de făcut. Da, este pus acolo și prin urmare mă voi apuca. Trebuie să o citesc. Pentru că este acolo pe lista aia. Încă o carte de Ruta Sepetis, Fântânile Tăcerii. Asta are loc în Spania, are acțiune în Spania. Și de fapt, Adio New Orleans cred că este singura carte ce nu are ca temă al doilea război mondial sau o temă politică, dacă mi-aduc eu bine aminte. Asta are, are loc în perioada lui Franco, mi se pare, deci tot după al doilea război mondial. Asta este o carte pe care mi-a făcut-o cadou Carmen și fiind vorba de Ruta Sepetis, care v-am zis deja de un milion de ori că m-a cucerit. O altă carte la care tot așa trebuie să ajung pentru că e acel side project de care v-am zis, este Psihopatologia vieții cotidiene, de cine credeți voi, de Sigmund Freud, pe care de altfel o și începusem la un moment dat, dar efectiv simțeam că vorbește chineză și m-am oprit și n-am mai continuat de atunci cu ea, dar acum trebuie, iarăși este pe lista aia cu side project-ul meu și trebuie cumva, după cum vedeți, încerc să-mi vin utilul cu plăcutul, că trebuie să fac și pe una și pe alta. O altă carte la care vreau neapărat să ajung și mi-am propus tot așa să ajung până la finalul lunii decembrie, speram eu, dar am reușit, evident că nu avem cum să reușesc, mai ales că este un monstru de carte, este vorba de Mințile lui Billy Milligan, da, de Daniel Case, este cel care a scris Flori pentru Algernon și neapărat trebuie să mă apuc de ea pentru că mă intrigă foarte tare cartea asta de când am cumpărat-o. Știu despre ce este vorba, m-am abținut cu greu să nu mă uit la documentar pentru că fiind vorba despre așa, despre tulburări de personalitate și fiind vorba despre un subiect de complex, îmi venea să mă apuc de cartea asta, dar tot timpul aveam alte cărți de terminat, tot timpul eram în alte cărți și am zis hai să le termin pe toate și după aia să mă apuc de ea, dar
încă n-am reușit. Și un alt lucru pe care, și o altă carte la care vreau să ajung este Diamantul de la miezul nopții și este volumul 2 din seria Tronul de Cleștar. Vă aduceți aminte că am reluat seria, am început-o în, cred că august, nu mai știu, am citit primul volum, dar n-am mai apucat să ajung și la al doilea și la al treilea și așa mai departe și așa că vom continua anul ăsta cu seria asta și sper din suflet să mă țin de ea și să o citesc, să o duc măcar până la jumătate, că asta e ideea, măcar până la jumătate să ajung, că atâtea am cărțile, am seria până la jumătate, după aceea o vom vedea noi. Așa, bun, cam astea sunt cărțile, cam astea sunt cele 23 de cărți la care vreau neapărat să ajung anul ăsta. Este bine că mare parte din ele le am fizic. Da, vreau să îmi spuneți și voi ce vreți să citiți anul ăsta, la ce cărți vreți să ajungeți, ce vă face cu ochiul, ce vă incită așa interesul, pentru că nu strică niciodată să ne inspirăm. Poate mă inspir și eu de acolo, că teoretic aș mai avea loc. Acum nu știu dacă chiar voi citi toate cărțile astea și dacă voi reuși să ajung la toate, dar îmi doresc foarte tare astea să se numere printre primele lecturi sau să fie primele mele opțiuni în momentul în care mă voi apuca de citit cărți anul ăsta. Bun, dacă v-a plăcut clipul, dați un like și un share, vă aștept și pe Instagram, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!